Vremea la Giurgiu își menține particularitățile pentru un sfârșit de făurar, astfel că în reședința de județ minima se va situa în jurul a minus 1 grad Celsius, în timp ce maxima diurnă pentru ziua de marți nu va depăși 6 grade Celsius. În principalele localități din județ, temperatura va înregistra valori maxime în a doua zi a săptămânii, după cum urmează: Giurgiu, Bolintin și Ghimpați 6 grade Celsius, Comana și Mihăilești 5 grade, iar pentru izvoarele sunt prevăzute 4 grade Celsius. La Giurgiu, vântul va bate cu o viteză de 17 km pe oră din direcție est-nord-est, iar presiunea atmosferică va fi de 768 mm coloană de mercur. Umiditatea va înregistra la rândul 68%. În ceea ce privește cotele apelor Dunării, pentru marți la Giurgiu se prevede o scădere cu 1 până la 3 cm, astfel că ne vom aștepta pentru marți la o cotă de 255 de cm.